Bună seara și bine ați revenit la O minte sănătoasă într-un corp sănătos. În seara asta am un invitat special, un foarte bun prieten de-al meu, pe domnul doctor Mircea Pienaru. Bună seara, Mircea, bine ai venit la noi în emisiune. Bună seara. Medic oftalmolog, familie cu tradiție, da, de oftalmologi. Da. Și ne-am gândit, da, în seara asta, să vorbim despre mituri medicale legate de oftalmologie, despre ce să facem în perioada asta, ce ne-ar putea afecta sănătatea ochiului, cum ne-am putea feri. Vine frigul, vine iarna, vin ninsorile, ploile, crivățul. Deci, încă este toamnă. Urmează iarna. Iarna va fi frig și va fi zăpadă. Mulți oameni nu realizează faptul că zăpada reflectă foarte mult din lumina soarelui. Reflectă între 50 și 60%. Deci, de aceea și la schi se poate face arsură, pur și simplu datorită zăpezii acestea care reflectă căldura solară și lumina. De aceea se recomandă să poarte ochelari de soare. Deci și iarna putem să purtăm ochelari de soare. Și iarna se poartă ochelari de soare, cum sunt ochelarii special de schi. Sunt anumite, cum să zic eu, tipuri de ochelari făcuți special ca să fie purtați iarna și să filtreze această lumină reflectată. Nu putem să purtăm ochelari de soare din timpul verii, că sunt mult mai... Acum cum să mergi în București cu ochelari de schi. Ba da. Da? Deci se poate purta și ochelari de soare... Normal. Ochelarul de soare nu este o fiță, nu. Da? Pentru că am văzut multe comentarii, da? Ia uite-l și pe ăsta poartă ochelari de soare iarna. Bine, când este soare afară, că acum poate să nu fie soare, sau când e zăpadă și chiar dacă nu este soare afară, să purtăm ochelari de soare. Deci este important ca acei ochelari să fie niște ochelari de calitate. Să fie niște ochelari care chiar blochează lumina soarelui și să nu fie doar ceva colorat cu negru, care practic doar stimulează... E de fiță, ca să spunem așa. Strict de fițe și fără nicio utilitate cu adevărat să facă ceva practic și util și sănătos. Acei ochelari ieftini, de fapt, măresc pupila și intră și mai multă lumină în ochi și distruge fotoreceptorii retinieni, adică distruge fundul ochiului, cum ar veni. Deci ar face și mai mult rău un ochelar de proastă calitate. Da, trebuie ochelarul să fie bun. Deci atunci când ne alegem ochelari de soare, chiar dacă mergem la firme de tot felul, că sunt frumoși, deci trebuie să recunoaștem, da? Nu o să spun niște ochelari așa... E un accesoriu, da? Dar trebuie să apreciem calitățile lentilei. Deci nu e o investiție, da, pe care o facem pentru sănătatea noastră. Da. Ce bine începem să ne simțim deja. Deci nu am aruncat banii degeaba. Când ne cumpărăm ochelari de soare, indiferent cât de scump sunt, e o investiție în sănătatea noastră. Sună foarte frumos. În afară de asta, se pot lua și ochelari cu lentile polarizate. Ochelarii cu lentile polarizate au o proprietate. Adică permit doar unui anumit tip de lumină să treacă și ei pot fi testați în următorul fel. Clientul respectiv își ia un telefon mobil sau un display sau orice fel de ecran. Asta e, să fie un ecran, cel de telefon mobil este foarte bun. Își pune respectivul ochelari pe care dorește să-i cumpere sau să-i probeze pe ochi, se uită la telefon și după aia îl rotește. O să observe că într-o anumită poziție se închide la culoare. Dacă are acest efect de închidere la culoare, înseamnă că este cu lentilele polarizate. Dacă nu, înseamnă că sunt lentile normale puse la suprapreț. Deci trebuie neapărat să se ia ceva de calitate care să filtreze lumina soarelui. Nu să fie ceva scump și atât. Deci trebuie să fie ceva bun. Ce ne facem cu cei care sunt purtători de ochelari? Pentru că au dioptrii în plus, în minus. Ce facem? Ei suferă. Uite, eu sunt purtătoare de ochelari și sufăr, da, port ochelari de soare când este soare afară, chiar dacă aceste lentile sunt pentru protecție, da, mă rog, dar îmi place să port ochelari de soare. Se pot pune... ochelari de soare cu dioptrii. Există această opțiune, deci să vă faceți ochelari de soare cu dioptrii sau se pot pune niște clipsuri speciale pentru ochelari, dacă ochelarii pe care îi luați au deja acest design care să permită. Acele clipsuri sunt
practic un fel de plăcuțe de plastic închis la culoare care se pune peste lentila normală a ochelarului. Deci peste lentila cu dioptrii, astfel încât în fața ochiului pacientului va fi lentila cu dioptrie și lentila închisă la culoare, astfel încât să rezulte un ochelar de soare cu dioptrii. Am lămurit și treaba asta. Ce ne facem cu cei care poartă ochelarii de soare în mall-uri? Nu-mi spune că lumina din mall și că este bine să purtăm ochelari de soare. Mie, de exemplu, lumina din mall-uri, nu, am senzația că nu face foarte bine. Nu-mi pun ochelari de soare, dar vedem o grămadă de lume cu ochelari de soare în magazine. Este tot pentru protecție... Nu, aia este de fițe. Atâta. Asta este de fițe. M-am gândit că lumina de neon, de ce vor fi luminile... E lumina artificială care face altceva. Este... Nu ți arde, deci nu riscăm în mall-uri să ne ardem... Nu este într-atât de puternică. Este deranjantă pentru că este, nu este naturală. Dar nu are asemenea intensitate încât să producă efectiv arsuri sau ceea ce produce lumina soarelui. Vântul, zăpada, am înțeles că zăpada prin reflecția luminii poate să facă asta. Vântul, ne protejăm în vreun fel? Sau vântul poate să afecteze în vreun fel? Vântul cu praf, da? Deci, vântul ca atare nu, pentru că este curent de aer. Depinde ce conține vântul respectiv. Dacă conține praf, înseamnă că se depune praful pe ochi, praful are microbi, se produc infecții. Sunt foarte multe conjunctivite care se produc datorită vântului. Bate vântul, pacient fără ochelari, fără absolut niciun mijloc de protecție, nici măcar nu închide ochii, se uită fix în direcția vântului, aruncă praful în ochi și face conjunctivită. Deci, aude, apropo că ai spus de curent, uite, când se sparg vasele la ochi, da? Foarte mulți au senzația că este ceva foarte grav. Că au tensiune intracraniană, că tensiune oculară, că cine știe ce tensiuni mai au. Din câte am înțeles, spartul vaselor la ochi nu înseamnă nimic. Nu. Adică ceva să te sperie într-atât de mult. Ar trebui să însemne acest lucru, pentru că un om are mai multe tensiuni în corp. Are tensiunea arterială sistemică produsă de către inimă. Mai este tensiunea intraoculară, care este produsă de ochi și este cu totul altceva, deci nu trebuie să se confunde. Și mai este și tensiunea intracraniană, care este produsă prin alte mecanisme, de aceea se ocupă neurologii. Ceea ce se întâmplă atunci când se sparge un vas de sânge pe ochi, este vorba de tensiunea arterială sistemică. Înseamnă faptul că tensiunea sistemică, cea produsă de inimă, este prea mare. Practic, inima muncește prea mult. La un moment dat poate să cedeze. Cam ăsta este principiul. Se produce insuficiență cardiacă în timp. Dar vorbești de vasele alea superficiale sau de un vas, da? Deci, vasele superficiale, dacă se sparg, apare tot ochiul roșu. Practic, asta s-a întâmplat. S-a spart un vas de sânge și s-a inundat suprafața ochiului cu sânge. Apare roșu, un roșu din ăla foarte un roșu tare. Foarte roșu. Foarte, da. Foarte tare. E roșu de sânge arterial. Sângerările astea nu trebuie să alarmeze pacientul prin ele însele. Deci nu au niciun efect ca atare prin ele însele, subliniez. Oricum, se remit în vreo 2 săptămâni, cam atâta durează până se resoarbe sângele respectiv. Este util ca pacientul să ia niște vitamine, să bea apă ca să stimuleze rezorpția sângelui. Așa. Eventual, poate să pună și niște picături cu antibiotice ca să nu se suprainfecteze. Cine știe, mai dă cu mâna murdară pe la ochi și mai face conjunctivită. Majoritatea pacienților își fac singur conjunctivita, că se dau cu mâine murdare la ochi. Așa. Important este că un vas de sânge s-a spart. Asta înseamnă că inima nu funcționează bine. S-ar putea ca pacientul să aibă tensiune mare. S-ar putea ca pacientul să fie anticoagulat. Sunt foarte multe persoane care iau aspirină. Sau diverse produse care subțiază sângele. Iau Sintrom, iau Trombostop, iau alte anticoagulante. Oricum aspirina aceea... al vârstei sau nu știu cum e vorba, nu mai e recomandată de nimeni. Mulți după 40 de ani ai văzut iau aspirina inimii sau ceva de genul ăsta, am găsit tot felul. Și
fără niciun fel de consult. Ei iau ca să fie siguri, știi cum se spune. Sunt foarte mulți care nici măcar nu știu că iau aspirină ca atare, deoarece sunt foarte multe gospodine care fac murături cu aspirină. Persoana respectivă mănâncă murături, dar nu știe că murătura aia de fapt conține și aspirină. Și practic ei se anticoagulează fără să știe. Și sângele lor, fiind mult mai subțire, la orice mic traumatism sau ceva, iese din vase și apare ochiul ăla roșu pe care l-alarmează pe pacient și vine foarte stresat și foarte, cine știe că, vai de mine ce s-a întâmplat. Nu s-a întâmplat nimic, s-a spart un vas de sânge pentru că pacientul respectiv era anticoagulat. Problema este alta. Bun, s-a spart pe ochi, se remite în 2 săptămâni. Dar dacă se sparge pe creier? Asta este problema. Deci dacă se sparge pe creier, rezultă un accident vascular cerebral, persoana respectivă poate să rămână paralizată. Deci asta este foarte important. Deci înseamnă că genul ăsta de afecțiune, dacă apare, e bine să mergem la un consult, da? La cardiolog. La cardiolog. Că poate să nu fie nimic, dar poate să fi mâncat foarte multe murături, da? Deci să înțeleg atunci că cei care mănâncă murături n-ar trebui să răcească. Dar răceala reprezintă o infecție. De obicei este o infecție virală. Ca să răcești, ei, atâtea aspirine, atâta antiinflamator în tine, da, adevărul e că virală mai scăde și mai ține și de imunitate și poate că murăturile nu contribuie la creșterea imunității. Atunci când ești răcit sau faci febră, mănânci murături. Nu, asta este o glumă, da? M-a amuzat chestia că, într-adevăr, mulți... Și faci febră, atunci trebuie să mergi la doctor. Da, nu să... mulți nu știu, da, consumatorii de aspirine, că e undeva consumatorii de murături, că soțiile lor sau mamele lor, într-adevăr, pun aspirine, nici nu m-am gândit că s-ar putea să aibă efectul ăsta, adică că pun aspirine... ca un fel de conservant, deci în multe conserve se pune aspirina. Se pune aspirina pe post de conservant. Aspirina este o substanță chimică, este și un medicament, are anumite reacții adverse. Orice medicament are reacții adverse. Dacă nu are reacții adverse, înseamnă că e apă de ploaie. Fiind toamnă, fiind iarnă, foarte mulți încep să consume ceaiuri. Și ceaiuri, da, bănuiesc că foarte mulți își spun prișnițe pe ochi cu ceaiuri. Asta pentru că asta vorbeam cu tine înainte și nu că m-a distrat, că nu poate să te distreze, dar faptul că mulți își tratează, o fac ca tratament sau o fac așa ca profilaxie? Hai să punem niște picături de ceai în ochi sau să punem prișnițe cu ceaiuri? Majoritatea fac ca o măsură terapeutică, așa zis terapeutică, după ce constată un anumit lucru. De exemplu, că li s-au înroșit ochii sau îi ustură sau cine știe ce, încep să-și pună diverse substanțe. Să știi și diverse că mulți își pun și pentru cear, că ne trebuie să recunoști, sau că li se umflă ploapele. Eu nu cred că pentru ochi, cât pentru design, așa, să spunem, pentru estetică. Nu crezi asta? Există anumite produse cosmetice cu extract de ceai. Acelea sunt foarte bine dozate, sunt măști care se aplică o anumită durată de timp pe o anumită suprafață, deci sunt foarte bine standardizate, sunt foarte bine documentate, se utilizează într-un anumit fel, substanțele dintre ele sunt foarte bine filtrate, dozate, deci este totul științific, este foarte bine totul controlat. Când o persoană ia niște frunze de la cine știe ce farmacie sau cine știe ce magazin de pe piață sau alte din astea, își pune o cantitate mai mare, mai mică, fierbe apa mai mult sau mai puțin, deci își pune ceva necontrolat pe față, nu știe exact ce își pune. Și ce afecțiune apar? Și vin la tine și cu ce probleme? Inflamații. Deci apare inflamație. De la ceaiuri, deci pur și simplu necontrolat, da, pentru că am auzit, îți vin cu inflamații, da. Conjunctivite sau inflamațiile ploapelor sau inclusiv ce dermatite, reacții alergice, apar cu niște ochi cât gogoșile, așa, cu ploapele umflate în ultimul hal, pentru că asta este problema. Se produc inflamații severe, unele persoane pot să fie alergice la cine știe ce componentă din planta respectivă, nu la toate substanțele dintr-o plantă. O plantă are mii de substanțe în ea. Deci, la o substanță, persoana respectivă este alergică și când vine în contact cu acea substanță, face inflamație. Și se umflă ploapele, arată mult mai rău decât înainte. Ce faci tu în momentul ăla? Deci îl întreb, măi, ce ceaiuri ai luat? Sau nu contează, nu ai antidot pentru fiecare ceai. Ce măsuri iei în momentul ăla?
În primul rând, să nu mai pună ceai. Deci eliminăm cauza. Să nu mai pună niciun fel de ceai, niciun fel de prișniță, niciun fel de infuzie, niciun fel de substanță improvizată sau remediu din ăsta improvizat. De principiu, în orice infecție se pun antibiotice. Deci, antibiotice, antivirale, astea se utilizează, este un, cum se cheamă, soluția etiologică. Trebuie tratată direct cauza. Se dau agenți antiinfecțioși care să distrugă infecția care a pornit totul. După aia, în afară de antibiotice, cu rol etiologic, se mai pot da și niște medicamente care să blocheze mecanismul de acțiune. Practic, cauza respectivă, chiar dacă există, îi blocăm mecanismul de acțiune. Acestea sunt medicamentele antiinflamatoare. Și se pot da picături antiinflamatoare, care să... Deci efectul lor este că dezumflă. Dar picăturile, da? Deci trebuie să treacă pe la medic, da? Da? Pentru că eu chiar... Nu, în piață nu se mai vând, dar de data asta vând farmaciile picături. Și interesant că am văzut acum sunt și consultații la farmacii, ar fi bine să fie consultații cu un medic, dar... Medic de specialitate. De specialitate este foarte greu, dar lumea se duce și cere. Mă ustură ochii, am simt nisip în ochi, poate să încurce, sau picăturile alea, orice picătură îți dă, ție îți face același lucru și deci rezolvăm problema. Nu. De principiu, sunt niște farmaciști mai deștepți care dau ser fiziologic și vând ser fiziologic, ăla nu face nimic bun și nu face nimic rău. Este total inofensiv, eventual mai spală pipa acolo, curăță și asta. Deci nu face rău. E foarte bun, dacă vreți să vă luați ser fiziologic de la farmacie, puteți să vă luați cât doriți. Problema este când vând alte medicamente. De exemplu, în eroziunile corneene sau în rănile de pe suprafața ochiului nu se dau antiinflamatoare. Dacă se dă antiinflamator pe rana respectivă, aceea nu se vindecă, chiar dacă pacientul se simte mai bine. Deci asta este problema. Pacientul simte că e ceva mai bine, dar de fapt nu se mai vindecă. Tot durează și durează și vine cu inflamația respectivă de 2 săptămâni și zice, domnule doctor, păi știți, mie îmi lăcrimează ochii de 2 săptămâni. Da. Îmi lăcrimează ochii de 2 săptămâni și prelungim tratamentul. Asta este efectul. Iar lucrul ăsta nu poate să-l vadă nici farmacistul, da? Că dacă are leziune pe cornee sau nu. Asta îl vedeți voi cu lupele voastre și cu toate aparatele alea minune, unde vezi o lumină puternică în ochi dintr-o dată. Deci, orice afecțiune severă, adică în care ai simptomatologie pe care o resimți, este bine să mergem la oftalmolog. Deci, categoric, fără... Problema principală este în felul următor. Este clasicul diagnostic diferențial între conjunctivită, uveită și glaucom. Conjunctivita reprezintă o infecție luată de pe undeva, de obicei chiar de către mâinile murdare ale pacientului. Uveită, care dă tot așa un aspect de ochi roșu și tot așa mai dureros, mai tot în felul ăsta, reprezintă de fapt răspunsul la o inflamație din organism, de obicei de natură reumatologică, poate să fie produsă și de către o sinusită sau de o afecțiune stomatologică. De aceea, doamna doctor stomatolog, e foarte așa. Da, deci nu, în niciun caz nu o să mă apuc să tratez afecțiunile ochiului, dentare și alte, dar de foarte multe ori, da, avem pacienți trimiși de oreliști, de oftalmologi, unde se încearcă, da, eliminarea unor cauze. Și glaucomul? Glaucomul reprezintă creșterea tensiunii intraoculare, astfel încât aceasta produce leziuni ale nervului optic. Marea problemă a glaucomului este că produce leziuni irreversibile. Adică, cu tot tratamentul putem doar să stopăm boala, să o oprim, practic, nu să o aducem înapoi. Pierderea vederii prin glaucom este irreversibilă. Tot așa, glaucomul decompensat dă dureri oculare și un aspect de ochi roșu. Este similar cu conjunctivita, numai că nici medicul de familie, de obicei, unii pot, dar, mă rog, majoritatea nu pot să măsoare tensiunea intraoculară și mai ales farmaciștii nu au cum să măsoare tensiunea intraoculară. De aceea trebuie să vină la oftalmolog, deci la un medic oftalmolog, nu la altceva, ca să li se măsoare tensiunea intraoculară și să se vadă, într-adevăr, este conjunctivită
care se tratează cu antibiotice, sau este uveită, care se tratează în alt fel, sau este glaucom, care se tratează cu picături care să scadă tensiunea intraoculară. Te întreb dacă glaucomul are o fază incipientă, dacă o prizi într-o fază incipientă, ce este bine aici? El oricum va evolua înspre grav sau încetinește evoluția sau poți să o ții pe loc sau... Majoritatea cazurilor de glaucom sunt descoperite în felul următor. Deci nu sunt în fază incipientă. Da. Deci ori în urma unui screening, că pacientul și-a făcut un control de rutină și s-a descoperit cu o tensiune mai mare, este un caz fericit. Sau vine deja cu un glaucom vechi, decompensat, într-o fază terminală. Adică în care el a crezut că e conjunctivită, dă-i cu picături, dă-i cu ceaiuri... Și rămâne fără vedere. Și multe altele. Și rămâne fără vedere. Noi ținem și credem și respectăm cele sfinte, da, să le spunem, dar totuși aghiazma, da. Aghiazma e bună de luat de la biserică după slujbă. Când aveți ceva la ochi, mergeți la doctor. Da, deci și mă rog, n-ai văzut vindecări ale afecțiunilor ochilor cu aghiazmă. Nu. Nici cu aghiazmă, nici cu miere, nici cu spirit pus pe ochi, în niciun caz să nu vă puneți spirit pe ochi. Produce niște arsuri absolut oribile, deci puteți să rămâneți fără vedere. Nici cu țuică? Nici cu țuică, nici cu apă de vie, nici cu diverse... Ce e apă de vie? Apă de vie, acum să nu le dau idei la alții, cine știe, reprezintă seva viței de vie. Se obține tăind planta de viță de vie și scurge seva respectivă. Să nu puneți sevă din aceea pe ochi, pentru că produce alergii, produce inflamații și tot felul de reacții din astea. Este foarte dificil de... Uite, să vorbim de glaucom, pentru că ai deschis subiectul, da, despre conjunctivită, am înțeles, deci toate lucrurile astea. Deci, cu glaucomul, care este conduita terapeutică, să spun aici. Acum, cine face glaucom, deci pentru faptul că vin târziu, dar dacă nu vin târziu și uite, își fac controle de rutină și descoperă o tensiune oculară mare, ce faci în momentul ăla pentru pacient sau ce trebuie să facă pacientul? Pacientului îi se dă o scrisoare medicală cu care își va lua gratuit sau compensat picături antiglaucomatoase. Sunt picături care scad tensiunea intraoculară, practic normalizează starea ochiului și boala nu mai avansează. Este important de știut faptul că există un program național de glaucom și de aceea majoritatea medicamentelor antiglaucomatoase sunt compensate total sau parțial de către stat și de aceea pacienții nu trebuie să plătească foarte mult, își iau pur și simplu cu scrisoare medicală de la medicul specialist către medicul de familie, medicul de familie le dă o rețetă prin care își iau de la farmacie gratuit sau aproape gratuit picăturile respective, care altfel costă mult. Deci substanțele antiglaucomatoase plătite integral de către pacient sunt scumpe. Dacă le luăm prin scrisoare medicală, sunt foarte ieftine sau chiar gratuite. Uite, să vorbim de dioptrii, de miopii, de hipermetropii, astigmatism, da? Ceea ce pe mulți, nu știu dacă îi chinuie sau nu, purtatul ochelarilor, pentru că miopii, da, sunt... Miopii văd bine aproape, văd bine să citească foarte bine. De obicei... Sunt aceia care își ridică ochelarii, știi că asta, care își ridică ochelarul când citește, da? Da. Pot fi recunoscut datorită faptului că fără ochelari își apropie foarte mult cartea de ochi. Deci mai ales copiii care stau foarte aplicați asupra cărții, așa pot fi recunoscuți. Ei au miopie, trebuie ori să poarte ochelari cu lentile cu minus, astea sunt lentilele de miopie, sau decât să îi stricați ochii forțându-i să stea la distanța potrivită, mai bine îi lăsați să-și apropie cartea de ochi decât să ajungă bine, la alte complicații. Cel mai bine te duci la un oftalmolog cu copilul ca să vezi de ce face lucrul ăsta. Pentru, uite, legat de hipermetropie. Pacienții cu hipermetropie sunt pacienții care văd bine la distanță sau, mă rog, cât de bine se poate în condițiile în care au și ei dioptrii,
și nu văd bine aproape. Un fenomen similar apare după vârsta de 40 de ani, se cheamă presbiopie. Persoanele după 40 de ani încep să nu mai vadă bine scrisul mic și nu mai văd bine aproape. Începe să depărteze. N-ai mână, da? Da? Deci da. Îți mai trebuie un prelucitor de mână. Da. E clasic. Deci reacția clasică a pacientului când îi dai ceva să citească și vezi că așa face. Deci, respectiv, pacientul are presbiopie. La copii poate să apară fenomenul ăsta de afecțiune? De hipermetropie. Da? Cum s-ar prinde părinții? Copilul respectiv nu vede bine să citească. Asta este clasic. Deci vede bine la depărtare, vede bine la tablă și nu vede bine să citească de pe masă. Sau se forțează să stea cât mai pe spate. Deci e clasicul copil care stă așa și scrie la foarte mare depărtare pentru că el nu vede bine aproape. El vede bine mai la depărtare. Deci asta trebuie să ne atragă atenția, da? Să ducem copilul și să fie verificat. Astigmatismul? Astigmatismul reprezintă dioptrii cilindrice, spre deosebire de miopie și hipermetropie, care sunt dioptrii sferice. Astigmatismul reprezintă o dioptrie cilindrică. Aceasta nu poate să fie compensată de către pacient. Poate să fie compensată și corectată doar cu ochelari sau alte mijloace de corecție. Pacientul cu astigmatism nu vede bine indiferent ce face el. Deci astigmatismul nu prea poate fi corectat de către pacient. Adică nu se poate da nici în față, nici în spate în același timp. Deci doi ochi, nu are ce să facă, nu are cum. Îi trebuie neapărat corecție optică. Este foarte important copiii mici să fie duși la un screening la vârsta de 3, 4, 5 ani, pentru că dacă au astigmatism la un singur ochi, acel ochi se va ambliopiza. În popor se produce fenomenul de ochi leneș. Uh-huh. Asta se zice în popor. Ochi leneș. Este un ochi care nu muncește, se învață să se lenevească și rămâne leneș, adică ambliop. Practic reprezintă o vedere scăzută, permanent, nu prea mai avem ce să facem unui ochi care... Nu mai vrea să muncească. Nu mai vrea să muncească. Asta e principiul. Bun, acum ochelar. Intervențiile chirurgicale. Știi că eu am mai avut o discuție cu prea iubita ta mamă și pe mine ochelarul la muncă, da, pentru că port și pentru distanță, port și pentru aproape, pentru că progresivii, poate că nu trebuie să fiu un om mai potolit ca să poți să te obișnuiești cu progresivii și nu agitat, mă obișnuiesc foarte greu cu ei și am zis, păi operați-mă, tăiați-mă, făceți-mi, scoateți-mi cristalinul, puneți-mi altul. Cum și când apelăm la operație? Adică eu mi-aș dori, da, ca să nu mai port ochelar. Există alternative la portul de ochelari. Alternativa mai comodă o reprezintă lentilele de contact. Lentilele de contact sunt anumite meniscuri, așa se zice în mod științific, dar sunt... soluție care se reprezintă sunt o metodă terapeutică. Sunt niște chestiuni, să spun eu, ce așa, este lentila de contact. E o chestiune, Dami, pe care eu personal n-am reușit să mi-o introduc pe globul meu drăguț ocular. Eu am încercat cred de trei ori. Cred că doar legată, poate, și cineva forțat să mi-l bage. Deci nu am putut. Dar am văzut o grămadă de persoane și am văzut că multe ba au suferit, ba li s-au înroșit, ba au făcut alergii. Deci, și cred că și cu lentilele astea de contact nu e așa, gata, mergem, luăm o lentilă, luăm orice fel de lentilă de contact. Am avut un pacient care a făcut un ulcer cornean pentru că a scăpat o lentilă pe jos. Și lentilele alea fiind foarte scumpe. A suflat un pic pe ea și a pus pe ochi și s-a infectat. Lentilele respective sunt scumpe. Ele oferă o vedere mult mai bună decât vederea prin ochelari, însă necesită o igienă perfectă. Deci nu aproximativ. Nu, trebuie să ne spălăm foarte bine pe mâini când punem lentila de contact și când o manipulăm în orice fel. Trebuie folosite soluții de curățire, tot felul de soluții de întreținere. Este foarte complicat, este o metodă mult mai scumpă decât cea reprezentată de ochelari, dar oferă un confort vizual mult mai bun și în plus nu are acel aspect de ceva pus în fața feței, ca să zic așa. Deci nu știe nimeni că o persoană are lentile de contact.
Asta este important. Ele au indicații mai ales la persoanele care nu au voie să poartă ochelari. De exemplu, actorii sau sportivii. Nu poți să joci fotbal cu ochelarii pe ochi. Și bine, și când te lovește unul, te faultează unul, nu zboară lentilele alea de contact, ea? Din moment ce acelui domn i-a căzut lentila de contact pe jos, i-a căzut așa pur și simplu sau din deget i-a căzut? I-a căzut de pe deget. Aha. Dar am văzut situații când, nu mișcați, mi-am pierdut lentila de contact. E pierdută. Nu mai riscul de a cădea, adică de ce ar cădea o lentilă de contact de pe ochi? Pentru că nu este bine, cum să zic eu, lentilele respective au mai multe raze de curbură. Așa, nu este nu bine adaptată bine, da, nu este adaptată perfect la ochiul acelei persoane. Înseamnă că persoana respectivă nu are un ochi după modelul standard. Companiile respective producătoare fac niște lentile care se potrivească la cât mai mulți oameni. Persoana respectivă, acea persoană, nu are ochiul identic cu ochiul standard. Și atunci lentila nu se potrivește perfect la traumatismul ăsta. Și pentru asta, ca să stabilești ce fel de lentilă, ai nevoie de ce? De un consult oftalmologic sau de cineva să spună, băi, îți trebuie cu diametru, cu curbură, cu... Nu? Sau te duci? Vreau niște lentile albastre. Alea sunt lentile cosmetice. Deci... Păi nu sunt și cu dioptrii? Pot fi și lentile cosmetice cu dioptrii. Deci, vorbim de mai multe lucruri. De principiu, la oftalmolog, mai întâi se prescriu dioptriile și după aia pacientul își alege modul de corecție optică. Majoritatea își aleg ochelari. Este o metodă foarte comodă, nu implică cine știe ce costuri mari, spre deosebire de o operație sau de lentile de contact. Acelea sunt măsuri mult mai scumpe. Dacă dorește lentile de contact, trebuie adaptate dioptriile lentilei la dioptriile ochelarului. Oricum se fac și ochelari de rezervă, deci nu scapă de ochelari din casă. Îi țin în sertar, dar aceia vor exista. Și în plus, toate lentilele de contact au nevoie de soluții de întreținere, de așa, e o adevărată tevatură. Dar am văzut că sunt lentile și pentru o săptămână sau de o lună sau, nu știu, greșesc? Adică poți să nu le scoți de pe ochi? Da. Depinde de materialul din care este confecționată lentila. Sunt mai mulți producători de lentile, fiecare produce mai multe tipuri de lentile și fiecare tip de lentilă are o anumită indicație. Există lentile care, de exemplu, se poartă o zi, doar ziua. Nu și noaptea respectivă. Deci sunt lentile care se poartă ziua respectivă și atât. După aceea sunt aruncate. A doua zi se ia o altă lentilă. A treia zi, altă lentilă. Și tot așa, se tot schimbă. Deci ai 361 de lentile pe an sau 360, foarte da? Multe. Există cea mai lungă îndelungare, cea mai lungă perioadă, este de o lună de port continuu. Se cheamă night and day. Toată ziua și toată noaptea, timp de o lună, se poartă aceeași lentilă. Acelea sunt lentile scumpe, referitor la prețul de o anumită, o singură lentilă, deoarece au o calitate foarte mare a materialului. Ele permit oxigenului din atmosferă să intre prin lentilă și să oxigeneze ochiul. Celelalte care se poartă o singură zi nu au această proprietate, de aceea se și aruncă. Deci o singură zi și atât. Cum? Celelalte sunt mult mai bune. Cum pe mine lentilele, deci nu mă interesează pentru că nu am reușit să mi le pun. Ochelarul nu-mi place. Speranța că o să ajung să mă operez și o să fii de acord, da, să-mi schimb dioptriile, deși nu ești de acord, să trecem la partea chirurgicală. Există multiple tipuri de operații în scopul reducerii dioptriilor, se cheamă operații refractive. Ele prezintă avantaje și dezavantaje. Marele avantaj este că pacientul scapă de ochelari, scapă și de toată tevatura igienii și manipulării lentilelor de contact. Nu trebuie să se preocupe cu nimic decât de cost, atâta. Doctorul face toată treaba, îl operează, doctorul muncește, pacientul după aia stă fericit și vede foarte bine fără ochelari. Dezavantaje. Acum. Dezavantaje. Sunt scumpe. Adică acele operații sunt scumpe. Nu se fac la un singur ochi. Fiecare operație este scumpă pentru un ochi. Gândiți-vă că oamenii de principiu au doi ochi. Practic avem presul dublu.
sunt foarte scumpe. Pe vremuri se duceau până la 100 de milioane pe un singur ochi, vorbim de lei vechi. Acum s-au mai redus, dar totuși sunt foarte scumpe. În afară de asta, un ochi operat este un ochi operat, este un ochi traumatizat chirurgical. Asta înseamnă că în orice traumatism accidental sau la sport sau la orice, riscă să, cum să zic eu așa, să plesnească. Cam asta este un termen mai șocant. Deci, un ochi operat este un ochi care trebuie protejat. Persoana respectivă nu mai se apucă să joace fotbal și să dea cu capul în minge pentru că riscă să își rupă operația. A, deci nu așa pur și simplu fiind un om liniștit și care îți vezi liniștit de viață, dar nu mai poți să faci lucruri pe care să sari cu parașuta sau... Da? Deci trebuie să fii foarte cu minte. Deci vrei să porți ochelari și să faci lucruri extreme? La sportivi merg lentilele de contact. N-au voie cu ochelari. E bine să nu se opereze pentru că riscă alte probleme. Pun lentilele de contact. Operațiile sunt indicate la persoanele cu dioptrii stabile și persoanele care beneficiază cel mai mult în urma acestor operații sunt persoanele tinere. Deci nu persoanele în vârstă. Probabil că orice persoană după 40 de ani a observat faptul că la câțiva ani trebuie să-și schimbe ochelarii. Adică, dacă la 2-3 ani îți cresc dioptriile și schimbi ochelarii, atunci de ce să-ți faci o operație când oricum o să se schimbe dioptria? Operația aceasta se face la persoanele tinere, care beneficiază mult mai mult timp de pe urma acestei operații. Legat de asta, la miop și hipermetrop se pot face intervenții chirurgicale? Da. Și în miopie și în hipermetropie. Și în miopie și în hipermetropie. Dar am văzut că am văzut, nu te operezi decât după 3 sau după... Nu? Sau nu contează? În hipermetropie sau miopie nu foarte avansate se operează? Da. Deci, deci nu există o respectiv, nu. Laserul respectiv poate să reducă dioptrii de până la minus 12. Începând de la? Nu. Maxim minus 12. Sunt dioptrii foarte mari de minus 12 pe miopie. Dar la minus 1 poate? Poate și la minus 1. Deci nu e o problemă asta. Am văzut și explicații de genul ăsta și m-am întrebat de ce. Merg perfect și la dioptrii mici, numai că la dioptriile mici eu aș zice că o lentilă de contact ar fi mai... cum să zic eu, mai comodă sau fie și un ochelar. Dacă persoana respectivă nu dorește ochelari, nu dorește nici procesul acesta foarte laborios de manipulare perfectă a lentilelor de contact, atunci poate să se opereze. Deci nu e asta o contraindicație că nu ai suficiente dioptrii încât sub... Da? Bun. Eram foarte curioasă pentru că am auzit explicațiile astea date de medici și date de clinicile respective. Posibil să aibă setat laserul ăla de la o anumită dioptrie sus? Laserul respectiv se poate seta la orice fel de dioptrie dorește cel care îl setează. Deci, atâta timp cât permite programul, acel aparat va face operația respectivă. Nu este o operație clasică pe care o știe toată lumea, că uite, tăiem pacientul pe burtă, mai scoatem niște intestine, mai facem ceva pe acolo și până la urmă coasem la loc. Nu. Este o operație foarte avansată tehnic. Se utilizează lasere, se utilizează niște mijloace speciale, nu seamănă deloc cu ceea ce știe majoritatea lumii, că uite, s-a tăiat pe burtă. Nu. Se lucrează pe ochi, se lucrează la microscop, se lucrează cu computere, este cu totul cu altceva. Asta că pe burtă sau pe ochi. E clar că nu este același lucru. Și pentru că vorbeam de operații de conjunctivite, am vorbit o grămadă de lucruri, uite, mă gândeam acum la genele false. Acum genele false sunt la modă. Deci, e ok să folosim gene false? Ne afectează asta într-un fel vederea? Vederea. Uite, și vederea sau cornea sau suprafața ochiului. Depinde cum sunt puse, depinde de tipul de gene false, deci substanța din care este alcătuită și depinde de substanța care se folosește la aplicarea acelor gene. Sunt multe persoane care utilizează superglue.
Adică își pun super glu, alte lipiciuri. Am văzut un caz absolut spectaculos. Cu aracet. Adică și-a lipit genele cu aracet. Că până ăla avea pun casă persoana respectivă. Deci, nu. Genele se iau de la, cum să zic eu, de la niște saloane, niște producători, se aplică la saloane specializate, trebuie să utilizați serviciile unor profesioniști ca să nu aveți parte de complicații. Mă, dar cum și-o fi pus cu aracet? Să spună singur cu aracet genele? Și ce-a făcut doamna că, sau domnul, da, cu genele puse cu aracet? Și-a dat cu aracet. Evident că a mai curs aracet și pe lângă. S-au lipit genele, a făcut inflamație, a trebuit tratată... Și cum ați scos genele? Le-ați tăiat? Tăiat, evident. Deci persoana respectivă a rămas fără gene. Da. Până când au crescut. Deci cresc și cresc la fel din nou, că tu fiind în domeniu vezi o evoluție de genul ăsta. Cresc la fel sau... Depinde cât de mult a fost ars pleoapa respectivă. O pleoapă arsă bine de către cine știe ce substanță improvizată nu permite o creștere prea bună a genelor. O pleoapă care nu a fost foarte afectată, o creștere aproximativ normală. Și am înțeles că și oja este la modă în a-ți lipi genele, da? Deci trebuie să scoatem toate astea, iarăși. Nu faceți lucrurile astea. Deci, fără improvizații. Fără improvizații. Nu ești fan improvizații deloc, văd, Mircea. Corect. Și nu înțeleg de ce. Până la urmă sunt clienții și pacienții tăi, da, dar nu ți dorești asta. Există o profilaxie legată de sănătatea, în afară de dioptriile pe care, mă rog, te duci la controle și vezi, îți observi copilul, că de-aia ești părinte, trebuie să-ți observi copilul, să fii atent, da, și trebuie să ai grijă de copil, duci la doctor ca să previi, dar pentru că nu sunt numai hipermetropie, miopie, pot fi foarte multe alte afecțiuni. Dar purtat ochelarului de soare pentru soare, purtat ochelarului de soare sau de schi pentru zăpadă, dar altfel ce mai putea face? Controle periodice, anuale, pentru depistarea altor condiții. Poate să fie acel glaucom, pot să fie și alte probleme care nu par foarte grave sau... grave sau... Am avut, de exemplu, un pacient care, în urma unui control de rutină, a fost diagnosticat cu melanom malic. Asta înseamnă o tumoră. Este o tumoră cu o rată foarte mare de mortalitate. Adică cine face... așa ceva... Așa, ați reușit așa să-l diagnosticați? Da, noi l-am diagnosticat. A trebuit să-l trimitem la un specialist care se ocupă cu astfel de lucruri. Nu ne-am interesat pentru că de obicei... Deci, dar pot să afli lucruri, da, din timp și pot să le previi din timp. Dacă tumora este foarte mică, șansa de reușită terapeutică, de vindecare, deci este o soluție radicală, așa se numește. Deci de vindecare a pacientului și de supraviețuire a pacientului este foarte mare. Important este ca acea tumoră să fie descoperită cât timp e foarte mică. Dacă apucați și să răspundească... Și la voi sunt controlele anuale. Deci asta ar trebui să intre așa cum te duci la cardiolog? Da. Da? Așa cum ar trebui să mergi la dentist? Și culmea, la dentist nu este anual, este de 2 ori pe an minim, da? Și la oftalmolog, deci mai ales bănuiesc după o anumită vârstă sau tot timpul? După 40 de ani se recomandă să fie neapărat, deci obligatoriu anual, pentru că după vârsta de 40 de ani crește incidența glaucomului. Și asta este problema. La persoane în vârstă, iarăși, cresc tumorile, cresc incidența la foarte multe boli. Și de aceea este important. Că tot veni ceaiurile, iarăși, cu terapiile alternative, cu terapiile naturiste, te împaci la nivelul ochiului sau nu? Nu. Principiul este în felul următor. O plantă are în interiorul ei foarte multe substanțe. Sunt mii de substanțe într-o singură plantă. Când se face o infuzie, nu se face o infuzie cu o singură substanță, se face o infuzie cu toate. Și când respectivele substanțe ajung pe ochi,
Unele pot produce inflamație, altele au efecte bune, au efecte rele. Deci ceaiurile să rămână la nivelul de a le consuma. Ceaiurile se beau. Ceaiurile se beau și atâta. Nu se pun pe ochi, nu se pun... Așa. Am avut zilele astea o pacientă care a făcut o dermatită. Și ești că i s-au umflat ploapele, că nu s-a simțit bine, nu putea să se ducă ea să iasă în public, mai ales femeie, nu putea să iasă în public așa cu ploapele umflate și să arate disgrațios. Și și-a pus comprese cu ceai de mușețel și a observat că s-au redus în dimensiune. Într-adevăr, ceaiul de mușețel are și o componentă antiinflamatorie. Problema respectivă a fost însă că au dat un aspect solzos. Adică, persoana respectivă făcuse niște ploape cam ca la șopârle, cam așa arăta. Într-adevăr, iar nu mai erau umflate, dar erau cu aspect ca de șopârlă. De la, a făcut o anumită dermatită. Mircea, că ai zis cel bătrân, dar nu sunt așa de bătrân. Mircea, data viitoare o să delectăm pacienții, telespectatorii noștri cu alte afecțiuni, da? Ce trebuie să facem, de ce să le facem sau nu, pentru că, din păcate, timpul nostru s-a terminat. Îți mulțumesc că ai venit la noi în emisiune, a fost o delectare și chiar te așteptăm cu alte sfaturi, pentru că în domeniul ăsta nu aud foarte multă lume vorbind. Da, vorbim de foarte multe lucruri, dar de ochi mai puțin. Îți mulțumesc încă o dată, te aștept într-o altă emisiune, iar dumneavoastră vă urez o seară minunată și să ne vedem cu bine data viitoare. La revedere!